Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi, ca în fiecare seară. Vă pregătim astă seară o emisiune cu foarte multe știri noi, foarte multe comentarii. Sperăm să rămâneți lângă noi până spre ora 20 fără 10 minute. Începem cu una dintre știrile așteptate, de fapt o intrare în normalitate, deși nu știu cum va prinde la noi care suntem cum să vă spun fanii ștampilelor la noi dacă nu ai documentul și n-ai ștampila pe el parcă n-ai practic n-ai făcut nimic. Pe la alții s-au mai inventat și alte și alte lucruri, dar asta e altă altă treabă. Uh, Oamenii de afaceri solicită autorităților de mai mult timp simplificarea simplificări suplimentare în zona administrativă, după ce au obținut promisiunea Ministerului Finanțelor publice de a se elimina ștampila din data de 1 iulie acestui an. Deci, vă spuneam, pe la alții, ștampila e de, e de mult o amintire. Apropo de asta, mi-aduc aminte, <coughs> derulând un proiect cu finanțare europeană, Știți că trebuie să faci rost de acele acte doveditoare, chitanțe și toate ce bunuri, ca să poți justifica banii la un moment dat. Și ceream, apropo de masă, la, în, în Varșovia, la o, un restaurant, că unde am luat masa împreună cu grupul, solicitam un un Bun, ceva de genul ăsta, ceva financiar, ca să justifice respectiva masă. Nu numai că respectivii se uitau la noi ca veniți de pe altă planetă, deși între Polonia și România nu e nici distanța prea mare, nici istorică, nici politică, dar vreau să vă spun că până la urmă aveau și ei ceva cu rol de ștampilă. Dar pentru asta au trebuit aduși patronul contabil sau ce era cu ștampila, diverse alte lucruri. Deci am creat un întreg cataclis la firma respectivă să facem rost de un bon pentru câteva zeci de euro. Dar asta e altă treabă. Ca o paranteză, odată cu acest nou cod fiscal, zona de fiscalitate e cumva acoperită. Cred că pasul logic următor ar fi cel al simplificării administrative. Aici vorbim de lucruri extrem de concrete și spune asta Florin Gianu, fost fostul ministru delegat de pentru IMM-uri, de deci ce este nevoie de ștampilă? Nu știu dacă ne putem imagina o Românie fără ștampilă. Ne vă spuneam, nici eu nu mă pot imagina, dar ar fi normal să fie uh, așa. Dar e deja o realitate în Republica Moldova. Ne-a luat-o înainte, de 3 luni au această reglementare, au scos ștampila. Cred că mai sunt două țări din Uniunea Europeană, în acest caz România și Bulgaria. Deci atenție, 26 de țări din Uniunea Europeană nu mai folosește ștampila. România și Bulgaria o folosesc. La rândul său, omul de afaceri Dragoș Anastasiu a menționat că eliminarea ștampilei a fost promisă de Ministerul Finanțelor Publice Mediului de Afaceri. Va dispărea, așa ne-a promis Ministerul de Finanțe, că de la 1 iulie dispare. Și alți oameni de afaceri spun că e normal să se întâmple așa și să nu mai avem o ștampilă. Pe de altă parte, Florin Jeanu a mai spus că sunt necesare reglementări noi și în privința capitalului social minim a unei firme, care este prea mic în prezent, respectiv de 200 de lei. Cred că trebuie să avem o economie modernă, în care să intri în economie să te coste un euro, după care, prin lege, să se impună obligativitatea ca la nivelul capitalului social să fie legat de cifra de afaceri. E foarte simplu de făcut acest lucru. Nu mai vorbim de înființare. Dacă în Marea Britanie sau în alte țări este posibilă înființarea unei firme în 10 minute, cred că în era digitală e posibilă această înființare și la noi. Reprezentanții mediului de afaceri susțin că au avut deja întâlniri cu Ministrul Finanțelor Publice în care au fost încurajați să vină cu propuneri de simplificare a procedurilor. Sunt multe exemple pe fiecare domeniu în parte. Vă dau un exemplu. Condiționarea unei autorizații de construire de acordul vecinului e o nenorocire în România pentru că nimeni nu dă acordul decât condiționar cu diverse facilități. În privința controlului ANAF, el a precizat, e vorba de omul de afaceri Dragoș Anastasiu, el a precizat că acestea trebuie anunțate din timp și simplificate. Dacă te duci și controlezi o companie cu afaceri de 100 de milioane și stai să controlezi bonuri fiscale de 7 lei și stai la discuții pe bonurile fiscale de 7 lei, probabil acesta este motivul pentru care durata controlului în România la contribuabilii mari este în medie de 272 de zile, pe când în alte țări europene este, de, este la jumătate. A mai spus același om de afaceri. Deci, vestea e bună, se renunță la ștampilă, E normal să fie așa, și apropo de capitalul social, da, dacă înființezi un ONG, o asociație, e vorba de. Deci, capitalul trebuie să fie uh, minim un salariu, un salariu minim. Deci, până și acolo a devenit mai mare decât la o firmă. Deci, e normal să se, se schimbe aceste lucruri și poate așa se normalizează și economia noastră. Pentru că știți cum e. Uh, noi încercăm când e să luăm ceva rău de afară, luăm cu mare rapiditate ca să ne integrăm, ca să nu știu ce. Când e să ne facem și ceva pozitiv, ceva care să ne ajute în evoluția noastră, atunci ne, uh, ne mișcăm destul, destul de, de greu. Uh, acum vreau să vă spun... Uh, Că suntem, ca de obicei am început cu o știre de acest gen, dar cu, sigur, cu siguranță ne vom referi și la partea politică care fierbe la acest, la acest moment. Nu numai de la scandalul dintre liberalii mai vechi și mai noi, dar sunt și alte probleme pe care o să le vedem. În perioada următoare, de exemplu, partea cu mediul forestier, cu fondul forestier, cu acel cod silvic, care între timp parlamentarii l-au declarat din nou bun, uh, uh, nu sunt în, uh, nu sunt tocmai. Uh, deci, sunt lucruri bune care trebuie, trebuie făcute. Intrarea în or, uh, normalitate. De fapt, vreau să vă spun că acest scot, Silvii, și trebuie să facă ceva pentru că nu se mai poate, o parte a societății civile promite că va organiza proteste masive în stradă împotriva monopolului din industria firmelor care taie pădurile și împotriva defișerilor ilegale. Unul dintre reprezentanții societății civile, Liviu Mihaiu, deci cunoscutul ziarist, a anunțat marți în Parlament manifestații similare cu cele de la, din cazul Roșia Montan. Să vă, să vă mai aduc aminte de Roșia Muntană, să vă mai întreb cine era în spatea acelor manifestații. Românul e, într-adevăr, are și el vână de a protesta, dar parcă au fost prea hotărâte protestele respective, prea de amploare ca să nu fie și ceva în spatele lor. Știți cum e, când ajungi la o anumită vârstă încep să vezi nu neapărat complotul, dar interese peste tot, să vezi lucrurile, poate de multe ori e mult mai puțin simplu decât ar trebui. Dar eu refuz să cred că se mobiliza lumea așa de mult în cazul Roșia Montană dacă n-ar fi fost o anumită cointeresare. Dintr-un anumit, -un anumit fel sau dintr-o anumită direcție. Și cui folosea toată situația aceea de la Roșia Montană? Cuiva tot îi folosea și să ne gândim cine ar fi avut de câșt, cine are de, câșt, de pierdut dacă Roșia Montană se deschide. O serie de neînțelegeri au apărut marți în parlament după ce societatea civilă nu a luat cuvântul la dezbaterea pe codul silvic. Liviu Mihaiu a declarat că li s-a promis dreptul la un punct de vedere, însă ulterior nu au mai fost lăsați să facă acest lucru. În replică, să zicem ONG-urile spun că vor face proteste Uh, tocmai am fost în stradă pe 9 mai, spune uh, Liviu Mihaiu. Vom mai fi în stradă cât de curând. Nu i s-a dat posibilitatea de a susține niște principii. Nu avem nicio industrie de, sprijin. N uh, de sprijinit. N-am fost ascultați pentru că nu aveam putere. ieșim sigur în stradă. Avem stabilit un program, dar lăsați-l să-l să spioneze serviciile secrete pe mailurile noastre. Nu suntem de acord cu respingerea solicitării președintelui. Unele amendamente trebuie discutate vă promit că societatea civilă își va face o cauză asemenea o cauză asemenea roșii montane și atunci urmează în următorii 10 ani să ne batem. Suntem de acord cu limitarea pragului, prag maxim de 30% din volumul de masă lemnoasă din fiecare specie, ce poate, ce poate fi achiziționat de o companie, a declarat Liviu Mihai. Uh, în esență, cum să vă spun, cred că ar trebui să fie Uh, trebuie discutată o asemenea o asemenea situație, trebuie făcut ceva pentru um, pentru acest lucru, pentru că altfel, cum spuneam și aseară, riscăm să rămânem uh, cu foarte puțină pădure. Gândiți-vă că avem jumătate din pădurile de la nivelul anului 1989 în România. Dacă mă întrebați pe mine, uh, tot ce s-a întâmplat după Nicolae Ceaușescu au fost adevărate atentate la uh, mediul din, din România. Uh, că și până la urmă, aceste proteste, dacă se vor produce și nu sunt decât o laudă de sine, au acest rol. Dar și aici par să fie, știți cum e, par să fie și interese în, uh, în spate. Când te concentrezi neapărat, adică, cum să vă spun, eu am așa o... Nu iau de bună niciun Liviu, Mihaiu, niciun. Cu cât e mai cunoscut personajul respectiv care se bagă într-o chestie de asta, trebuie să te uiți și în spatele lui, mă, cui folosești, la ce folosește. Pe de altă parte, trebuie să salvăm pădurea, pădurile din România, pentru că altfel nu vom avea ce să mai lăsăm ca și mediul copiilor noștri. Uh, trecem la politică. Haideți să trecem, vă dați seama. Subiectul numărul 1 este în continuare, cum se troznesc între ei liberalii, vă dați seama. Acum, apropo de profețiile negre, în contextul scandalului imens din PNL, fostul senator liberal Sorin Roșca Stănescu, care, știți, are, este într-o excursie mai lungă la Mititica, de vreo 2 ani și ceva, riscă o profeție și îi transmite lui Cătălin Predoiu că nu va ajunge niciodată premier al PNL. Bine, acum ce spune Roșca Stănescu cu adevărat sau ce informații mare Roșca Stănescu din mediul penitenciar e relativ. Dar iată ce spune. Litigiul legat de numele viitorului premier PNL este departe de a se fi stins. Din potrivă, indiferent dacă Teodor Atanasiu vorbește sau amuțește, această dispută dintre vechii liberali și liberalii mai noi da să Dă să fiarbă și oricând poate exploda nu m-am înșelat de prea multe ori, așa că am curajul să țin și acum un pariu. Cătălin Predoiu nu va fi premierul viitorului guvern. Am mai avut prilejul să știu despre acest om politic, indiscutabil a crescut, până la un punct, chiar spectaculos, mai mult chiar. A reușit în urma unor exerciții intense să-și construiască un discurs bun în unele situații spectaculos. Se bucură de o imagine bună, atât printre foștii pedeliști cât și în rândul liberalilor tradiționali. Și cu toate acestea, șansele lui scad. De ce? Ar fi mult prea simplu să judecăm situația lui Cătălin Predoiu și viitorul său în cer de premier doar din perspectiva unei rivalități reale sau pretinse între cele două grupuri politice pe cale de a fuziona. Nu numai statuar, nu numai statutar, nu numai juridic, ci și ideologic. Și nu cred că din această perspectivă s-a pronunțat Teodor Atanasiu, în urmă cu câteva zile atunci când a prognozat că domnul Predoiu nu va fi desemnat în cele din urmă de candidat la funcția de premier. Motivul trebuie căutat altundeva. Altundeva? De la bun început să ne amintim bine că în mariajul care a avut loc între fostul PNL și fostul PDL a intervenit o dublă condiție. Un candidat comun la prezidențiale, care fără a mai fi fost necesare sondaje de opinie, se prefigura a fi Claus Iohannis, și un algoritm conform căruia, dacă o formațiune de președintele, cealaltă va oferi primul ministru. Iată motivul strict de natură politică care în cel din urmă a condus la nominalizarea lui Cătălin Predoiu. Cronologic, dacă privim în oglindă ceea ce s-a întâmplat în USL și ceea ce s-a întâmplat în PNL, vom constata că în cel de-al doilea caz situația este totală inversată. Dacă în cazul USL prima funcție care s-a nimeit să fie ocupată a fost cea de premier, funcția revenindu-lui Victor Ponta, iar poziția de președinte a lui Clina Antonescu, timpul lucrând în defavoarea acesteia din urmă, în cea a doua situație mai întâi a fost ajudecată funcția de președinte, abia apoi urmând ca după moțiune de cenzură sau după alegeri să fie obținut de către liberaj postul de prim-ministru și, din nou, timpul lucrează împotriva cel de-al doilea candidat. Copleșit de povara de atât de mare, de povara însă și a așteptării, energiile candidatului amâna se epuizează, la fel cum se epuizează și rezerva de răbdare și de speranța susținătorilor săi. Și între timp, viermele îndoierii și de ce nu chiar al perfidiei crește. Devine din ce în ce mai nociv și mai agresiv. Pe acest fond, șansele lui Cătălin Predoiu uscat pe zi ce trece, la fel cum șansa ca Teodor Atanasiu să aibă dreptate crește. Sigur că în acest context, inevitabil, se vehiculează și se amplifică și acele teme din biografia personajului care se pot constitui în argumente negative ale desemnării sale în funcția de premier. Teme reale sau teme prezumate sau în alte situații teme reale amplificate în mod artificial. Cum ar fi, de pildă, decizia greșită a lui Cătălin Predoiu de a umili Parlamentul, forțându-l să adopte prin asumare de răspunderea Guvernului nu numai puțin de patru coduri. Cele mai importante legi ale unui stat, după Constituție, promovate fără cuvenita dezbatere, articol cu articol, în forumul legislativ. Sau cum ar fi trecute combinații juridice și financiare reale sau imaginare ale sale sau ale cabinetului avocațial pe care l-a condus. Terenul de vânătoare, din această perspectivă, este liber și, ca de obicei, atunci când se regăsează un conflict politic, fie el și monism, se poate trage din toate pozițiile. Și, deci, asta susține. Um, Roșca Stănescu, un material logic, de asta vi l-am și prezentat. Cred că are dreptate totuși că Predoiu se uzează pe zi ce trece din perspectiva de om de opoziție. Apoi mai e și o altă problemă a lui, el nu are ce oferi, nu are miniștri viabili, pentru că sunt tot mai puțini cei din politica românească care vor un, un mandat ministerial. De ce foarte simplu. Se gândesc că în momentul când vor deveni uh, foarte vocali, foarte publici. Uh, S-ar putea să ca DNA sau alte instituții să ia puțin la scărmănat, să le ia la scărmănat trecutul și cam toți politicienii, după cum s a văzut au niște scheleți în dulap. De aceea. Este într o poziție destul de proastă Cătălin Predoiu plus și Roșca Stănescu amintește și altceva. Foarte mulți parlamentari, indiferent de culoare, îi reproșează tocmai existența acestor coduri. E adevărat, cu multe probleme, multe probleme e, juridice. Nu întâmplător, ieri în Senat 88 de senatori, dintre care deci Guvernanții n-au avut în sală mai mult de 60, deci cu siguranță au mai venit peste 20 din, din, din ceilalți. E, în aceste condiții ne arată că toate partidele vor să uh, schimbe sau o parte din toate partidele vor să schimbe acele. acele arestul preventiv și toate celelalte. Deci din această uh, sunt. Uh, sunt probleme în continuare. Bine, apropo, vă spun una, nu știu cum să o vă dau, dar e din Dolj, dar știți, știți dumneavoastră cum este că s-a răsturnat căruța cu deștepți la Caracal. Haideți să vă, vă prezint o știre. Eu dau cu termenii, termenii, de apar în articol. Știrea aceasta face deja în conjurul internetului și se întâmplă într-un sat din Dolj. Chiar redactorii de la știri pe surse chiar spun, pun un titlu foarte interesant. Noaptea minții. Un consilier îl acuză pe primar Că l-a obligat să-l masturbeze. Deci, țineți-vă bine de la ce se poate întâmpla în politica românească. Poveste incredibilă între doi aleși PSD. Un consilier local dintr-o comună din Oltenia îl acuză pe primar uh, despre ce vă spuneam mai devreme. În schimb, primarul Constantin Ghenșoi îl acuză pe consilier că vrea să se răzbune pentru că a fost pensionat. Victima primarului a povestit pentru evenimentul zilei că a fost obligat să Uh, să presteze sexual din 2011. La rândul lui, Ghencioiu a declarat că Turlea are o minte de nebun și un comportament ordinar. Cum să scrii pe hârtie așa ceva? E la mintea unui nebun, ce să-i fac eu? Poate să spun orice, nu ne putem pune în fața naturii. Uh, Consilierul local a făcut și alte sesizări legate de corupție. Corpul de control al primului ministru a trimis în teritoriu respectiv la prefectura Dolj, adresă prin care cere o anchetă privind activitatea primarului Ghencioiu. Deci să recunosc cu asemenea tâmpenie, o asemenea lucru chiar n-auzisem până acum, dar și asta acum să vină tocmai din Oltenia, asta este, O vedea cum s-o termina știrea, dar deja e o știre care apare în foarte multe, pe multe instituții de presă, de la evenimentul zilei și până la diverse site-uri de internet. Acum vreau să văd că între timp, știți cum s-a cum vorbit? că Deci, e vorba de aici de, de reprezentanții partidelor de opoziție sau partidului de opoziție. Știți că s-a spus că nu se mai susține legea aceea cu pensiile parlamentarilor, ba că s-au retras semnături, ba că parlamentarii PNL nu vor mai susține. E, vreau să vă spun că parlamentarii. Uh, au dat o primă lovitură în tentativa de a-și asigura pensiile speciale după terminarea mandatului de parlamentar. În comisiile reunite de statut, senatorii și deputații au votat cu două mâini pentru a-și asigura pensiile speciale. Rezultatul final. Şi, șapte voturi pentru și atenție și doar unul singur împotrivă. Deci apoi îl avem în plen și atenție. Deci în comisia respectivă diferența e șapte la șase. De la 7 la 6, la 7 la 1, în fine uh, oricum diferența e doar de 1 dar parcă așa era 7 la 6 sau nu 5 la 4 cred că era da 5 la 4 era și dacă s-a făcut așa 7, uh, 7 la 1 deci au fost 8 din, nu, din 9 hm. interesant dacă se menține acest procent și în uh, și la vot vă dați seama unde unde ajungem. Vreau să vă spun apropo de știrile. De știrile zilei. Trecem, facem o incursiune sportivă, pentru că între timp unul dintre patronii din Liga 1 se află la DNA. Cum la fel sunt a, probabil va ajunge la DNA și vor ajunge și administratorii sau acționarii. Clubului Pandurii, ca și prefostul președinte, președintele suspendat. Federația Română de Fotbal a demarat o anchetă după declarație lui Ionuț Negoiță, patronului Dinamo, care l-a acuzat pe Ștefan Bărboianu că nu și-a apărat corect șansele în derbiu cu Steaua, pierdut de echipa din Ștefan cel Mare cu 1-3. Negoița a mers mars la DNA împreună cu ofițerul de integritate al FRF, Costin Negraru. Dinamovistul a fost chemat de mai multe ori la sediul federației pentru a lămuri afirmațiile de după derbi și, așa cum a promis, Negoiț a sesizat și DNA în acest caz. Asta în marți aproape o oră și jumătate în sediul Direcției Naționale Anticorupție și cel mai probabil va mai merge acolo în zile următoare. Vă spuneam că uh, nu e la prima abatere. Știu cine, știu locul, știu despre cât e vorba. Știu lucruri pe care le voi spune, dar nu public. Le spun în fața autorităților pentru că nu las lucrurile așa declara Ionuț Negoiță pentru presă acum câteva zile. Bun, n-am nicio problemă dacă reușește să demonstreze acest lucru, poate se face curat în lumea fotbalului. Am o altă problemă legată de domnul Negoiță, de cum și-a făcut el averea. Asta e prima problemă. Dacă și-a plătit impozitele, acelea foarte multe impozite, era vorba de, dacă am înțeles bine, zeci de milioane de euro pe acele locuințe, apartamente pe care le-a construit, axambluri de locuințe, și apoi mai discutăm. Acum trebuie discut, deci poate nu sunt lucrurile chiar așa așa de, de nerge cum le fac pictorii, dar în același timp, dacă s-a întâmplat ceva necurat cu acest prilej, e bine ca toată lumea să o cunoască. Acum vedeți, poate fi și doar o răzbunare, să zicem ca să, dar dacă există dovezi, chiar dacă a fost o provocare, e bine să știm și să se ia măsuri. Uh. Ne întoarcem la păduri, pentru că acum subiectul numărul 1 uh, în acest domeniu sunt cu, sigura, uh, sunt cu siguranță cele legate de păduri, deși vreau să vă spun că cel puțin săptămânalul vertical a tras atenția de cât, nu mai știu, cred că sunt 5-6 ani dacă nu mai bine, poate chiar de la începuturile sale, asupra mafiei pădurilor din Gorj aici a fost preocupare, sau din județele vecine gen Vâlcea, gen... și faptul că se, se fac adevărate ravagi sau da nume, persoane, sunt anchetate persoanele respective, din păcate deocamdată nu s-a ajuns la un, la un, final. E bine că autoritățile statului au descoperit mai târziu decât niciodată aceste, aceste, lucruri, ce se întâmplă cu pădurile din România și ce se întâmplă cu pădurile din Gorș. Uh, deci iată un un material apărut pe Hot News care ne explică unde au dispărut 4300 de hectare de pădure în decursul de 6 ani în județul Harghita și în împrejurii. Astfel și -a, circa 4295 de hectare de pădure au dispărut între anii 2000 și 2006 conform unui experiment de detectare a tăierilor rase ce utilizează serii de imagini satelitare multitemporale lansat pe o zonă test care acoperă mare parte din județul Harghita și zone din județele alăturate. Harta interactivă a fost realizată de colectivul de geomatică forestieră din cadrul Institutului Național de Cercetare și de Dezvoltare pentru Silvicultură, Marin Drăcea, ICAS București. Din cele circa 4.300 de hectare de pădure dispărute, echivalentul aproape 5.900 de terenuri de fotbal, circa 2.458 de hectare au fost detectați pe 246 suprafețe mai mari de 3 hectare, acestea fiind suspectate de a fi tăieri rase ilegal. Harta interactivă uh, poate fi găsită, iată, pe acest site, se poate găsi pe internet, dar ce mă pune pe mine și asta poate e singura veste bună de aici, putem afla poate cu toate, ce s-a întâmplat cu toate pădurile din România, poate aflăm și pe vinovații. Asta ar fi cel mai import, cea mai importantă problemă. Uh, suntem... Uh, suntem în. Uh, uh, apropo de știrile săptămânii, de știrile zilei până la urmă, trebuie să aflați că Comisia Europeană a blocat 144 de milioane de euro din programele de competitivitate și mediu ale României. Comisarul Corina Crețu către guvernul Ponta. Să veniți cu soluții eficiente de ameliorare a gestionării fondurilor UE. Păi, cred că cred că ar cam fi timpul să să facem aceste, aceste, lucruri pentru că din ce în ce, din ce se aude la, Uniu, la Comisia Europeană o să avem probleme din ce în ce mai mari cu aceste fonduri și din câte circulă pe surse, practic toate proiectele cu finanțare sunt blocate la un anumit stadiu la acest moment. Iar până la sfârșitul uh, Până la sfârșitul anului dacă nu cheltuim banii din vechea perioadă, îi pierdem, și nu e vorba de puține, e vorba de 7-8 milioane de e, miliarde de euro, o sumă imensă rom în România. Deci dacă avem avea bani ăștia, am, cu siguranță am face un salt înainte. Uh, pentru că vorbeam de uh, uh, știrile mai importante, haideți să vorbim de o știre de educație, pentru că toți suntem la momentul când uh, uh, încep examenele naționale. Bine, până la evaluarea națională la clasa 8 -a, care e uh, în a treia decada lunii iunie, bacalaureatul care începe după, avem deja evaluări, evaluări naționale la clasa a 2-a, a 4 -a și a 6 -a. Bine, prima discuție ar fi următoarea. De ce dăm aceste evaluări când ele nu sunt luate în seamă? În ce se nu sunt luate în seamă? Nu se trec în cataloge, nu se ține cont de ele, nu contează la, să zicem așa, la profilul copilului, doar pentru părinți ca să vadă pregătirea. Luni încep evaluările naționale ale elevilor de clasa a doua. Părinții vor afla astfel care este nivelul copiilor la limba română scris și citit, precum și la matematică. Specialiștii din Ministerul Educației atrag atenția că testele nu vizează ceea ce se predă la clasă, pentru că nu urmăresc reproducerea unor conținuturi, ci evaluează deprinderi și competențe pe care curiculumul trebuie să le formeze copiilor. Rezultate nu se trec în catalog, sunt comunicate fiecărui părinte și stau la baza planurilor individualizate de învățare pe care învățătorii trebuie să le construiască pentru elevii la care descoperă anumite probleme. Toate bune și frumoase, dar suntem, totuși, în România. Evaluările de la final de clasa a doua sunt organizate pentru al doilea an la nivel național, însă este primul an la care testarea între co la, la copiii care au făcut clasa pregătitoare și au avut curiculum nou la clasele a întâia și a doua. Calendarul evaluărilor naționale de la finalul clasei a doua, a patra și a șasea a 2015 prevede că luni, 18 mai, încep primele testări cu clasa a doua la limba română scrisă. 19 mai urmează limba română citit, ca și scris citit pentru limba română pentru minoritățile naționale, 20 mai matematică, 21 și 22 mai limba maternă scris și citit. De ce vreau să vă spun? Vor urma după aceea, în 26-27, clasa 4, -a, iar după aceea, în 2-3 iunie, E vorba de clasele de, de clasa a6. Și vă spuneam, după aceea, la sfârșit de iunie, avem și evaluarea națională care contează pentru admiterea în liceu. De ce spuneam acest lucru? Învățământul nostru are în continuare o mare problemă: lipsa de predictibilitate. Acum vreau să vă spun că toată lumea s-a centrat și se spune că fiecare ministru a venit cu reforma lui, cu legea lui, în fine, și am văzut deja în ultimile zile o tendință de campanie împotriva actualului ministru, Câmpeanu, Gorjan Danustu, după cum cred că v-am mai spus de la această emisiune, pe motiv că, vezi, doamne, are de gând, a anunțat-o public, că încearcă să adopte până la sfârșitul anului o nouă lege a educației naționale. Bun. Că, așa că ar trebui modificată legea 1 și toate celelalte. Vreau să vă spun că legea 1 deja a fost modificată în foarte multe locuri. Practic, nu mai avem legea 1 în ce se aplică, și oricum articolele care nu se aplică, nici nu se vor aplica. Din acest motiv, cred că o concepție unitară a unei legi a educației ar fi mult mai bună adică să avem o lege care știm că o adoptăm și atenție prin dezbatere, nu prin asumare cum a făcut funeriu pentru că el a adoptat de fapt, altfel probabil n-ar mai, mai fi vorbit nimeni de funeriu sau funeriu cum depinde cum, îl, cum fac accentul dacă n-ar fi adoptat acea lege dar e o lege proastă, o lege care după atâtea modificări tot nu merge uh, Acum o să ziceți, bun. Dar de unde știm că noua lege o să fie mai bună? Pentru că am avut precedentele experimente, modificările la care au fost vechea lege, cea din, din 95, și tot așa. Bun, nu avem nicio siguranță. Dar, în același timp, ne-am convins că această lege, cea din 2011, e proastă. Și proastă în ultimul stil. În, și neaplicabilă. Sunt foarte multe articole care nu se aplică în varianta asta nu e mai bine să încercăm cu ceva nou de la început. De exemplu, din ce știu eu, la nivelul Universității Constantin Brâncuș, un colectiv condus de fostul rector Adrian Gorun, actual președinte al Senatului UCB, lucrează la o asemenea lege și dacă am înțeles bine, ea este gata undeva peste 80%. Deci ar fi foarte posibil ca pe un asemenea proiect, făcut de un om care a lucrat foarte mult în în învățământ și în preuniversitar și în universitar, să să mearg, să poată fi preluat eventual adăugat odată să iese ceva coerent, să l avem în parlament. Așa că vezi, doamne, că sare Traian Băsescu că se, când se schimbă ceva la educație, că se, sare Raluca Turcan sau mai știu cine, că general aceștia au avut atitudini de astea mai belicoase, nu ne face bine deloc. Și de ce nu ne face bine? Pentru că nici dacă ar fi legea bună și aplicabilă, ai zice, bă, ăștia sunt fine, vor să schimbe doar așa. Dar nu merge în continuare. Cei din educație știu asta. Apoi, mai e o problemă. Bun, avem aceste, apropo de testările acestea, tip PISA. Ele sunt necesare și ne aduc în Europa, ce să mai vorbim. Deci ne fac să, să știm cum unde este nivelul nostru. Dar e un nivel fals. Și vă dau un simplu exemplu. Noi suntem pe undeva locul 47, dacă mă gândesc bine la ultima testare PISA din 60 și ceva. În timp ce, și v-am dat exemplu chiar de la acest microfon, chiar ieri, elevul Dumitru Călugaru este numărul 1 pe chimie. Mai sunt și la alte domenii, deci copiii noștri în continuare punctează la foarte multe lucruri. Informaticienii noștri lucrează la companiile mari din domeniul de IT foarte, și va din contră, începe să dăm ora exactă și cu firme românești în acest domeniu, unde deci există capacitate. E adevărat, sunt doar vârfuri. Nivelul mediu este foarte slab în momentul de față în învățământ, mult mai slab decât era odată. Dar asta este rodul acestor improvizații care s-au făcut. Pentru că pleci intra, știți, generațiile care, să zicem, generația care a terminat clasa 8 anul trecut, trebuia să facă 9 ani la gimnaziu. Așa au mers vreo 3 ani. Li s-a schimbat. Deci nu e predictibilitate. Deci măcar un ciclu ar trebui să știi, bă, când am intrat în pregătitoare, știu cum voi termina clasa 4 -a. când am intrat între a 5 -a, știu cum voi termina clasa 8 -a. și tot la fel, admiterea în liceu și tot alt. Și inclusiv facultatea. Deci dacă am ști aceste lucruri, ar fi bine. Ministrul Educației, când a fost la Târgu Jiu, vorbea de ideea că în următorii ani, în următorii 10, vom avea, practic, un nou curriculum la fiecare clasă. De acord, dar nu numai că ar trebui făcut mai repede, pentru că în educație, ce e acum foarte bun de top, în 2-3-5 ani, este deja depășit. Cred că ar trebui făcut mai repede, așa. Pe de altă parte, ar mai fi, ar mai fi de făcut ceva apropo și de valori și de aceste lucruri. Să fim mai concreți și să știm ce putem uh, să facem cu, cu rezultatele din educație. Și de ce vă spun, de ce vă spun acest lucru? Uh, teoretic, noi spunem că facem planuri remediale și pe hârtie ele există. Unii dintre dascălii României. Fac acest lucru, lucrează pe timpul lor, fac, să zicem, remediază la matematică, ne mai făcând muzică, de desen sau nu știu ce altceva. În orice caz, se fac aceste lucruri. Dar problema e că foarte mulți profesori din România, la diverse discipline, sunt doar, deci, galopează să-și facă materia. Datorită faptului că lucrurile s-au succedat cu repeziciunea. S-a rămas, de exemplu, pe anumite discipline de la aria om-societate, de exemplu, pe care o cunosc eu mai bine, geografie, cultură civică, religie, istorie și, bineînțeles, chiar și la alte arii, s-a rămas de la un număr mai mare de ore, un număr mai mic. Programa nu s-a restructurat cum trebuie și asta face ca unii care se merge pe minimul de ore să fi preocupat ca și profesor, mai ales la profesorii cu experiență, profesor, să-și facă materia, să parcurgă curiculum mai puțin de evaluare și de ce a învățat copilul. Ca să nu mai spun că există o concentrare la gimnaziu a părinților pe română și matematică, materiile care contează deocamdată la celelalte evaluări, mă refer cele care cu impact de admitere, și tot la fel. La nivelul de liceu, lumea se centrează pe materiile de bacalaureat, pentru că de armitele facultate nu se mai poate pune problema decât uh, uh, la partea din domeniul sanitar sau la Academia de Poliție, și tot la fel. Deci, practic, învățământul s-a dezorganizat, copiii au fost dezobișnuiți să mai dea examene. Aceste evaluări, practic, nu-i obișnuiesc cu examenele, ba, din contră, vreau să vă spun că cel puțin a fost o perioadă de a o deprofesionaliza sau, în orice caz, au lipsit de conținut aceste evaluări. Va fi greu să ne revenim. Toate generațiile de până acum câțiva ani, au dat examene, de la admitere în liceu, treapta, a doua, bacalaureat, admitere la facultate și examene în facultate, licență, nu știu ce. E, noi acum am ajuns să până acum vreo 2-3 ani să nu mai dăm, practic, ajungeai să nu mai dai examen decât acea evaluare națională, teste naționale sau capacitate, cum s-a mai numit, și cam atât. Lucrurile încep să, pardon, să se regleze, dar, dar, repet, e mult, e mult până departe și cred că trebuie făcut, lucrurile trebuie făcute cu mult simț de răspundere. Nu abandonăm problemele de educație înainte de a vorbi uh, tot uh, apropo de, de învățământ de educație uh, suntem la momentul în care se spune vezi doamne școala aia e bună pentru că știm că e școală bună e de centru nu știu ce școala aia e mai puțin bună că e în mediul rural sau zonă defavorizată sau e pe la marginea orașului sau nu știu ce. Poate că în ambele școli se muncește, poate că se muncește mai mult în școala de periferie sau de pe la marginea orașului. Însă, totul se vede prin perspectiva a rezultatelor. Poate că rezultatele la o școală bună sunt obținute în foarte multe ore de meditații. Poate. Însă, în momentul când vin rezultatele la o evaluare și îți arăți, mie, deci am 100, să zicem, în patru clase și mi-au luat 99,9% sau chiar 100% și școala de periferie care a avut copii foarte slabi și care, să zicem, are un procent de 40-50%. Aici, și toată lumea spune, dar nu se face nimic, aici trebuie că ar trebui să intervenim. Unde este meritul? La profesorul care a luat copilul la admitere de nou, să zicem, la un liceu, l-a luat cu 9 și poate îl face să termine cu 8.50 după 4 ani de liceu, la un colegiu național, să zicem, sau acel profesor care a luat copilul la un liceu tehnologic de regulă, l-a luat la 3, la 4, poate a intrat la liceu sub 5 și reușește să ia reușește să ia bacalaureat, chiar cu medie mai mică. E de discutat acest lucru, Profesorii cu experiență, oamenii școlii pun această problemă, din păcate, autoritățile nu par să fie prea sensibilizate cu acest lucru, sau nu s-a cuprins acest lucru într-o lege. Venim în gorj, suntem pe ultimele minute ale emisiunii și încercăm să vedem care sunt subiectele zilei. Unul dintre ele mărturisesc că m-a lăsat în mască și ar fi bine să-l și discutăm. Știți că v-am tot zis de modificările la legile electorale, legile partidelor politice. Iată, modificările legii partidelor politice din România, trimise la promulgare la președintele Claus Iohannis, dezvăluie mai multe neconcordanțe în aplicarea actului normativ. Legea prezentată ca un ajutor pentru activități politice duce, în fapt, la limitări ale activității. Aceasta are implicații majore și în județul Gorj. Organizațiile de profil au atras atenția asupra modificărilor aduse articolului referitor la condițiile de radiere a partidelor. În urma constatării neîndeplinirii obiectivelor stabilite. El este formulat astfel. Atenție, cităm. Nu a desemnat candidați singur sau în alianță în două campanii electorale succesive, cu excepția celei prezidențiale în minim 75 de circumscripții electorale în cazul alegerilor locale, respectiv o listă completă de candidați în cel puțin o circunscripție electorală sau candidați în cel puțin trei circunscripții electorale în cazul alegerilor parlamentare. De ce ne afectează pe noi acum? Acest articol afectează județul Gorj, dar și alte 18 județe, plus Bucureștiul, care au mai puțin de 75 de localități și deci un partid care ar depune candidaturi în tot județul, tot nu ar satisface condiția privind alegerile locale. Gorjul, după cum știți, are 72 localități, 63 sau 61 de comune și 9 orașe. În plus este intens criticat un articol ce face referire la posibilitatea înregistrării unui nou partid politic cu numai 3 membri fondatori, fără restricții teritoriale. Cu toate acestea, unele prevederi ulterioare introduc restricții în calea desfășurării activităților noilor partide în deosebi a locale. Acum vreau să vă spun, nu trebuie să ne gândim că cei care au făcut legea n-au avut. Adică au făcut așa, domne, e ușor, acum facem ce, zice ce a zis oamenii pe noiembrie, nu știu ce, îți spune prima dată că se face cu trei membri și apoi îți spune seria de interdicții care face inaplicabil acest articol. Dar bineînțeles că se va vedea, domnule, parlamentarii au făcut exact ce le-a spus populația. Aiurea. Acum, apropo de, de știrile zilei, sunt. S-au întâmplat și astăzi diverse. S-au întâmplat diverse, diverse lucruri. În presa de astăzi au apărut uh, știri destul de interesante, uh, să spunem așa, de la poate cea mai importantă de impact pentru, pentru gorj. Uh, ar fi două. Unul dintre ele, vi, -o prezinta, vi le prezint acum pe amândouă, una dintre ele spune așa, Primăriile din Gorj nu vor mai primi avize pentru construirea unor biserici noi în curtea lăcașilor de cul lăsate în paragină. Decizia a fost luată de conducerea Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu, deoarece zeci de monumente istorice riscă să fie declasate din cauza gradului avansat de degradare. Primăria Urdare a fost prima care s-a lovit de această decizie. Autoritățile locale spun că reabilitarea unei biserici vechi costă mult mai mult decât construirea unei noi. Corect. Uh, corect și acum să vă mai spun un lucru costă mult actele, aprobările, până ajungi să faci lucrarea efectiv și aia trebuie doar cu nu știu ce specialiști. Deci e greu, e foarte greu să, mai, să refaci bisericile vechi, deși e foarte necesar ca ele să fie salvate pentru gorjeni. Deci pentru ce, ce lăsăm, să zicem, moștenire. E un patrimoniu foarte important. Gândiți-vă că avem în Gorj aproximativ 500 de asemenea de asemenea lăcașuri. Acum mai e și pe ăsta se găsesc destui inepți care da, doamne, dar de ce să se, să se umble la biserică? Să facă școli, să facă spitale. Da, ar trebui făcute și aceste lucruri. Dar, până la urmă, Ia gândiți-vă. Pe primarul respectiv, dacă face o școală, treacă-meargă. Dacă face un spital sau un dispensar, iar treacă-meargă, nu sensibilizează locuitorii, dacă face o biserică, sigur va mai fi reales cel puțin încă o dată. Trebuie să dea de gândit asta. Asta e populația. Dacă cei care votați îl duceți pe primar în direcția respectivă, ce pretenții aveți? Bun, și a doua știre, pentru că deja am depășit, am depășit spațiul alocat emisiunii. A doua știre care, se, care este pentru astăzi se referă la faptul că, sau să zicem, sunt de fapt două știri din învățământ. ISG Gorș a pus la bătaie 23 de locuri la titularizare. Deci, mai puține ca, uh, ca în alții ani. Deci, la, pentru postul la titularizare pentru viitorii profesori. Și a doua știre, din cei 14 înscriși pentru funcțiile de inspector școlar, e vorba de concursul care începe pe 20 mai, au rămas doar 13 pentru că unul dintre candidați care nu era inspector școlar a uitat să-și facă fișa medicală. Deci, cam acestea ar fi știrile din uh, Gorj. Mai aflăm că Scooby-Doo și Ma Mickey Mouse vor avea spectacol la Casa de Cultură. Vom, uh, vom reveni mâine seară și cu alte subiecte. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!